zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun o călătorie în lumea coachilor. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, coach ca și mine, și un invitat care, prin sport, a descoperit cine să cu adevărat. O să încep așa ca o poveste. A fost odată ca niciodată un jurnalist sportiv scria despre sport, dar cel mai mult îi plăcea să stea și să mănânce. Depășise 100 de kilograme în greutate, avea 27 de ani și nu se mai putea pleca pentru a se încheia la șireturi. Nu vă mai povestim cum gâfăia după ce urca un singur etaj. Nu i mai plăcea de el și într-o zi nu i-a mai plăcut atât de mult încât a zis gata până aici. Și a început să facă sport. La început pedala bicicleta la sală. Apoi s-a apucat să alerge. Mai încet, nu putea să facă un kilometru, dar a perseverat și a ajuns să alerge un kilometru, 2, 5, 10, semimaratoane, apoi maratoane și supermaratoane. Are vreo 20 în acest moment. Îl cheamă Radu Restivan, a pus pe picioare o întreagă comunitate de oameni pasionați de sport și se află acum lângă noi în studioul RFI România. Domnule Radu Restivan, bine ați venit în studioul RFI România. Ați reușit să scăpați de vreo 30 de kilograme în plus, arătați ca o zvârlugă, sunteți veseli și răspundiți Așa un aer de, de bunăvoie. Eu văd în jurul meu o grămadă de oameni care vor același lucru, dar nu prea reușesc. Cum, dumneavoastră, cum ați făcut? Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație. Sunt teribil de flatat de introducerea, de povestioarea pe care ați folosit-o ca să deschideți emisiunea. Cred că de aici a pornit. Ați spus un pic despre comunitatea pe care am clădit-o și cumva cred că de aici a pornit toată treaba, că am văzut schimbarea s-a întâmplat pe pielea mea și după aceea mi-am dat seama că foarte mulți oameni mă întrebau: "Hei, dar cum aș putea și eu să obțin?" că oamenii și doresc, nu neapărat poate să slăbească, că sunt poate oameni care nu au nevoie să slăbească, însă au nevoie de o viață mai activă și simt că sedentarismul îi lovește la 25-30 de ani, că îi doare spatele în fiecare zi, că au dureri lombare, cervicale și așa mai departe, care nu sunt tocmai în regulă și oamenii caută o schimbare, vor să pună sport în viața lor pentru că știu că e bun și util, dar nu știu cum să o facă și cum să... Și cum să intre cumva în zona asta? Că te sperii dacă vezi în jurul tău doar oameni care fac maratoane sau care fac două ore de sport zilnic, zici, poate nu sunt în stare. Și noi cumva am încercat să dăm așa o soluție pentru cei care nu fac sport deloc, să-i luăm așa cu țărita, cu ușurelul, să punem 10 minute de sport în viața lor, 20 și din ce în ce mai mult, astfel încât creșterea să fie graduală și mai ușoară, nu desperiat. Că dacă îi spui unui om, care n-a mai făcut sport de 10 ani, ce ar fi ca mâine să faci o oră de sport? S-ar putea să se sperie foarte tare. Dacă îi spui ce ar fi să mergi un kilometru pe jos, poate e mai digerabilă informația și, și oricum oamenii sunt de părere că au nevoie de niște medalii pe care să și le dea singuri. Și dacă le stabilești un target mai scăzut, e mai mare șansa ca ei să-și dea o medalie. Să zică, hei, am făcut-o pe asta, sunt mândru de mine. Și după aceea a crescut uh, treptat, treptat. Domnule Steven, am văzut niște fotografii uh, pe care toți oamenii din grupul acela aveau de la 1 la 21. Ce înseamnă de la 1 la 21 pe dumneavoastră? De la... E de fapt povestea mea așa tuturor, cred, a oamenilor care... Unul am zis că e distanța pe care poți să o alergi, un maxim un kilometru, să zicem. Da. Că în viața asta a noastră alergăm mai mult după autobuze și după obligații decât sport în sine și știu că sunt foarte mulți oameni care chiar nu pot să alerge un kilometru e imposibil să alerge un kilometru legat asta înseamnă, nu știu, 5 minute, 6 minute 7 minute de efort pe care oamenii nu îl pot susține și știu și mie cât de greu mi-era să alerg un kilometru mi-aduc aminte că ieșeam pe Dâmbovița pe malul apei și încercam să fac o tură de la uh, Mărășești până la timpul noi unde stă, stă, stau și stăteam și mi-era imposibil, adică mă simțeam că e sfârșitul lumii și am zis cum ar fi să le spunem oamenilor că noi îi luăm de la 1 și îi ducem la 21, la semimaraton. Și cumva a ieșit povestea asta în, în februarie, ianuarie, februarie 2015, în care am zis hai că facem acest program de la 1 la 21. Nu pare de că ei pe oameni de la 1, nu e de pas, la... Da. Da. Și trebuie... să termine primul lor semi-maraton. Am făcut un concurs pe internet, ne-au scris trei oameni jumate <laughs> și cumva s-a creat acest program în care timp de patru luni, că cam patru luni de zile, am făcut antrenamente săptămânale cu o gașcă care la, început, la primul antrenament a venit un om. E, Tot începe cu unul, da, da, se pare. Azi. Deci, da. A, v a dus undeva într-un parc, nu știu da, unde. Da, da, am e, anunțat, ce... facem primul antrenament. Și a venit un băiat. <laughs> <laughs> era zăpadă, într-adevăr, era zăpadă. Ah, început... și, și dacă era calcă. Probabil aș venit cu doi, era. da. da, da, da. <laughs> era un proiect nou și lumea nu știa. Și nici... Nu aveam nici eu foarte multă expertiză atunci. Abia devenisem și eu instructor. Nu făcusem încă mâna. Și cumva, timp de 3-4 luni, au venit 2 oameni, 3, 5... Un dat am fost 10 când am zis, wow, suntem 10 oameni, am scris peste tot, pe Facebook, Fericine. pe Instagram, wow, 10 oameni. Uh, și la, după mai multe luni de antrenament am zis că terminăm, ăsta era de fapt și scopul, să terminăm un semi maraton. și l-am terminat la maratonul, la semi maratonul București uh, ținându-ne de mâini și stând după... Cred că acea poză am văzut eu. E posibil, da, dar eram puține atunci da, și ne da. ținut de mâini și l-am așteptat pe ultimul și de atunci am zis... De câte ori vom face asta cât vom fi sănătoși și vom putea să o facem, o să-l așteptăm pe ultimul. Ce că de fapt acolo e... Eu știu că eu sunt ultimul de fapt. Am fost toată viața ultimul la sport și îmi dau seama că de fapt acolo e cel mai greu. Că în față e greu, dar e și încrâncenare. Sunt alte motivații pentru care se duc oamenii la locurile 1-5. Bani, faimă și așa mai departe. Dar acolo ultimul, mi acolo mi se pare că e sărbătoarea adevărată. Ultimul, <laughs> care ce am zis, hai să facem, să aducem muzică, să baloane, să nu știu ce și am rămas așa o că la început că eu nu mă așteptam că o să fie mai multe astfel de programe pe care le-am făcut. Am făcut unul. Pe care să-l să facem și pe al doilea. Că văd că oamenii au venit și aderă, și acum facem sezonul 6, de la 1 la wow. 21, în care antrenăm oameni gratuit să termine primul lor semi-maraton. Timp de 4-5 luni, luăm constant oameni noi care vor să se apuce de sport și le dăm o soluție practică. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Mi se pare extraordinar să te duci la întâlnirea asta, să demarezi povestea asta, să vină un om și să crezi atât de tare în povestea asta încât uh, să mergi împreună cu acel om, să aștepți să-i și al doilea, să aștepți să vine și al treilea, până s-au făcut zece și mai mulți. Uh, ce a trăit atunci în psihologia dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, când ați văzut că vine doar unul? Ev evident că v-ați fi dorit probabil mai mulți, dar ce mi se pare tare, cum spuneți ăsta, care vine ultimul în spate, care Acolo e frumos. Când ești, încep cu unul. Pentru că dacă ești acreditat, recunoscut, validat și vin 100 de oameni la tine, ok. Vin pentru că e o competență acolo care e plătită și așa mai departe. E un, un, proces clar. Dar ăla care vine din spate și alargă ultimul și care spune că, e sărbătoare, că el simte sărbătoarea, de fapt, într-un fel ați fost în punctul ăla când a venit unul ăsta și ați început cu el. Cum... Asta mi se pare interesant pentru că și în coaching ne lovim de problema Să vin oameni care își prezintă obiective absolut irealiste Care nu se pot realiza Și tocmai din motivul ăsta nu se apucă să facă treabă Sunt blocați acolo, încremeniți în proiect, cum se spune Mi se pare fundamental să, să încep cu pași mici Să-ți propui să faci ceva pe care îl poți realiza Ca să te miști Ce părere aveți despre acești pași mici pe care îi faci? În viață, în sport, în tot ceea ce ești, de fapt. Cred că cel mai corect ar fi să spun că atunci m-am bucurat că a venit cineva. Putea să nu vină nimeni. Și era un, era toată filozofia 3 2 un Sport, a, pro, a întregii comunități, ca așa am numit-o, 3-2-1 Sport, e așa, dacă noi luăm timp din viețile oamenilor, că le luăm timp, oferă timpul care, din punctul meu de vedere, e cea mai valoroasă resursă în ziua de azi avem Putem să obținem de toate, dar timp nu putem câștiga. Se pierde în constant timpul. Și dacă noi le luăm timp, trebuie să le dăm măcar 0,1% valoare în plus. Și dacă noi reușim să punem un pic de valoare în fiecare om, la fiecare interacțiune cu care, pe care o avem cu ei, ei mai departe vor vorbi despre chestia asta și vor să zică, hei, eu am primit ceva valoros de la oamenii ăștia și vor duce cuvântul mai departe cum ar veni și ar veni mai mulți oameni. A, venit, a fost unul și am zis ok, poate or să fie 10 într-o zi. Au fost antrenamente în care am avut 200 de oameni. Și dacă ne uităm acum la cifre în spate, cred că, spuneam, tregeam linie la începutul anului și fuseseră cam 5.000 de oameni la antrenamente. Probabil acum ne ducem spre 6-7 mii. Extraordinar. Ceea ce este incredibil și nu ne-am fi așteptat niciodată să ajungem aici. Dar cred că lucrurile trebuie clădite pas cu pas, avut răbdare și grijă cu fiecare om în parte și într-adevăr e nevoie și de o doză de nebunie, așa că la un moment dat cât din viața ta sacrifici pentru chestia asta, câte nopți pierzi încercând să-l faci mai bun și ce produs final duci tu la oameni, că ei pe interesează experiența, nu interesează povestea din spate. Hei, știți că noi n-am, nu știu, chiar weekendul ăsta am pierdut, trei, pierdut, am consumat vreo trei ore discutând despre cazul specific al unui om de la antrenamente. Pe o chestiune de psihologie, cum să abordăm, cum să transmitem un mesaj și îmi dădeam seama, păi eu chiar iubesc pe oamenii ăștia din moment ce duminica, în timpul meu liber, stau și mă gândesc cum să putem să ajutăm anumiți oameni la niște antrenamente 100% gratuite. Adică noi n-am cerut niciun ban nimănui niciodată până acum la antrenamentele pe care le facem marțea de la 1 la 21. Și cred că într-adevăr ce spuneți e, e foarte corect. Uh, trebuie să facem pași mici pentru că oamenii tind să-și pună obiective frumoase, dar irealizabile. Eu nu știu, de ce 3, 2, 1 și 1, nu 1, 2, 3? Sport, pentru că mi se părea, uh, tot a început cu un logo făcut în paint, Normal. <laughs> de, de, uh, 3-2-1 pentru că mi se părea o numărătoare inversă până la o viață în sport. Și cum numer, la orice 3, nu 1-2-3, că 1-2-3 mi se pare un crescendo. E, e ca un start. Da, e ca un start, de fapt. Da, e un start da. în sport. Un an nou. 3 Da, 2. și am zis primul, primul pas în sport, practic. Că noi ne adresăm amatorilor oricum. Și acum mai facem programe pentru profesioniști lucrăm cu ei, dar separat în diverse alte programe, dar este dedicat amatorilor și oamenilor care care vor să apuce de sport. Și aici, oricum, aici e miza cea mai mare că în România Sigur. și în România câți oameni fac sport cu adevărat? 10%? 15%? Uu, cred, cred că, că e generos, da. Da. Și mă gândeam onest așa, ok, poate e o idee nebună, poate a venit doar un om acum doi ani jumate. Dar dacă peste... 10 ani noi reușim să punem o oră de sport în viața a 10.000 de oameni. O oră de sport pe săptămână. Cum ar fi chestia asta? Că, na, nu o fac. Școlile nu fac. Din pe păcate nu mai fac. Nu se întâmplă lucrurile. Cum ar fi ca noi să-i uh, facem pe oamenii ăștia care nu fac deloc și care nu s-au gândit niciodată să facă, să le punem o oră de sport în viață. Și asta cred că ar fi... Nu știu, o să, când o să mor peste 50 de ani, dacă și-o aminti cineva de mine, să-i uite mă, ăsta e tâmpitul care a crezut că poate să pună sport în viețile oamenilor. De drag! Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Exact, Domnule Resivan, noi facem o emisiune despre coaching cu oameni și despre oameni care și-au schimbat într-un fel sau altul viețile. Noi credem că cei care ne ascultă mai vor să audă și alții, adică politică, economie și alte înzărvăni mediatice. Am să vă fac o mărturisire. Nu știam nimic despre dumneavoastră și nu v-am găsit la, la, întâmplare pe internet. Despre dumneavoastră mi-a vorbit o prietenă farmacistă care va intersecta din întâmplare în Parcul Herastro când pregătați un maraton. Mi-a mi povestit cum a intrat în grupul de oameni pe care i-a strâns în jurul acestei idei. Să alergăm împreună Pot să vă spun că a schimbat viața acestei persoane Ce aveți de spus celor care, ca și prietena mea farmacistă Vor să facă o schimbare în viața lor Dar nu știu pe unde să o apuce Cred că, în primul rând, îi mulțumesc că s-a gândit la noi Și că a dus discuția la dumneavoastră Și că ne-am întâlnit așa Aș să-i mulțumesc Cred că e vorba de Claudia, nu? Da, că, să nu? mulțumim Providenței sau cuiva, nu știu da, cui, se... că toți ne-am întâlnit în, da, în acest mi se pare fel. Da, este foarte frumos că a relatat despre noi. Cred că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să încep cu lucruri mici. Adică, toți ne dorim, sigur, și poate toți oamenii visează să aibă lucruri materiale sau să aibă nu și realizări personale sau profesionale și observ și îmi dau seama că foarte mulți oameni, deși au, au trecut de 25-30 de ani, încă sunt foarte visători și în loc să pună cărămidă cu cărămidă și să încerce să construiască ceva, se tot gândesc, planifică, planifică planul ăla mare. Cum ar de fi? Primul milion. Nu, nu începe totul cu primul milion. Într-adevăr, povestea lui Bill Gates sună cu, e mișto cu primul milion, cum au făcut primul milion, primul miliard și așa mai departe. Dar cum am făcut? îmi zicea un prieten, nu te mai gândi niciodată la ce fac alții sau la chestii. Pune cărămidă după cărămidă. Muncește. Muncește la ceea ce îți dorești și lucrurile se vor întâmpla. Nu e nicio minune de azi pe mâine, nu e nicio schimbare de azi pe mâine, dar e doar ambiție, muncă multă, pentru că pentru absolut orice lucru de calitate, de obicei, sunt în spate niște oameni care muncesc pe brânci și de când cumva, de când am construit chestia asta și am strâns și o echipă de oameni care lucrăm ca lucrurile să se întâmple corect îmi dau seama mai mult ca niciodată că apreciez munca oamenilor și strădania lor. Pentru că din 10 proiecte ies 3 restul de 7, dar nu doar le-am scris și ajung la gunoi nu, te chinui, te zbați și nu ies Vedeți, și asta e... Vorbeam cu un invitat uh, într o dintre emisiuni poate că foloseam cuvinte de genul muncă, strădanie efort, asta sperie Poate dacă am îmbala cuvintele uh, altfel, eu nu spun asta să facem, dar mă gândesc la efectul cuvintelor asupra noastră. Uh, dacă am folosit alte cuvinte, dar uh, care să nu fie mincinoase, poate lumea ar fi mai deschisă. Da, apropo de uh, cuvinte, când spui așa, un nume, hai să alergi. Exact. Uh, ok, bun, să alerg așa, mă alerg unde și de ce și cum și pentru ce. Uh, cam este primul reflex, știi. Mm -hmm. uh, Dar am înțeles că uh, încercați să, să combinați alergatul cu istoria, cultura, ce faci mai exact în acest sens? Adică cum am să alergatul într-un. între niște veșminte, care mi se fac chiar foarte frumoase. Uh, Într-adevăr, pe lângă antrenamentele pe care le facem pentru oamenii care nu alergă și pe care vrem să-i aducem în zona alergării, am făcut mai multe proiecte prin care am zis cum am putea să transformăm un sport care pare dificil în ceva mai mult decât atât, să-i dăm o poveste în spate și. În 2015, la Berlin, am lansat un serial, de fapt, îl începusem inițial în limba română, prin care am zis așa, ok, un maraton e o cursă de 42 de kilometri, care începe în punctul X, se termină în punctul Y. Care poate să aibă povestea, hei, l-am alergat în 4 ore, 5 ore, 6 ore, sau am alergat pe aici și am văzut locurile astea și am văzut oamenii ăștia și m-am oprit să mănânc nu știu ce alături de oamenii ăștia. Și mi-am dat seama că Maratonul ține o călătorie care merită povestită. Și am început să filmez un serial în limba română în care alergam cursele și mă filmam pe mine în timp ce alergam, dar nu doar, probabil ați mai văzut imagini cu oameni care alergă și se filmează. Și atât, muzică peste. Nu, și încercam să fac o poveste, să, po să spun Hei, suntem în locul X care are o istorie de 400 de ani de când s-a întâmplat nu știu ce. În română n-a fost foarte bine primit pentru că publicul român n-a -a fost bine primit. Hai să încerc să-l fac în engleză, poate lumea apreciază mai mult. Și bum, a explodat de la primul episod, în sensul în care bine, am și filmat la o cursă frumoasă la Berlin, care timp de 40 de kilometri am povestit în general ce se întâmplă pe marginea traseului, dar și tradiții, cultură, povești mai puțin cunoscute despre, despre locurile respective și am transformat așa fiecare maraton pe care l alerg într-o Călătorie sportivă, culturală și istorică. Și acum s-au întâmplat deja 13 episoade din documentarul ăsta. Am ajuns să, am, mă bucur că am ajuns să filmez la Berlin și în Europa, am mai filmat pe la Atena, Viena, București, dar am mers și în Asia, de exemplu la Tokyo și la Beijing unde chiar sunt multe povești de spus acolo, adică m-am simțit extrem de flatat să încep maratonul de la Beijing și să ajung în fața orașului interzis, să spun povestea orașului interzis mi se părea fantastică toată treaba asta și la Tokyo, atât de multe lucruri de împărtășit despre cultura locală și eram alerg eu pe acolo și zic hei, dar dacă veniți aici, nu uitați să și mâncați chestiile tradiționale ramen, sushi și așa mai departe Uh, și cumva cred că a devenit uh, o chestie cu care se pot identifica oamenii. Că eu nu mă duc să le câștig, clar pierd 2-3 ore doar vorbind. Normal. Plus alergat în sine, care e destul de greu. Nu e nu ușor să alergi un maraton, indiferent cât de pregătit ești. Trebuie deci, să înțeleg că aveți cel puțin 13 maratoane în Bocanci. Astea filmate, da. Astea filmate, de exact. În engleză. În engleză. <laughs> Așa. alea de succes. Așa, dar mai aveți încă câte în plus sincer nici nu, știu. Nici nu mai știu. Probabil. Sunt peste 20. Sunt peste nu, 20 din ce da, am văzut da, eu. Maratoane, eu. ultramaratoane. Da. Dar, cumva nici nu m-am gândit vreodată la rezultate pentru că îmi dau seama că pot să ofer mult mai multă bucurie oamenilor dacă spun o poveste din cursa respectivă și mi se pare incredibil cum am reușit să conectez oameni. Țin minte un comentariu pe care l-am primit după cursa de la Viena în care îmi spunea cineva din Statele Unite un privitor, un spectator al documentarului nostru, că îi se pare fantastic că în nu știu ce cadru, la minutul 6.44, a văzut-o pe soția lui acolo, care este are un bunic din România și că cumva a făcut el așa o legătură spirituală că uite cum s-au închegat lucrurile că eu sunt român și soția lui a fost acolo și mi s-a părut incredibil N-am da, și a ajuns niciodată să cunosc oamenii ăștia Sau să primim mesaje din Australia Din Malaezia din, din toate colțurile lumii Oameni care ne spun Mă uit la asta și vreau și eu să încep să alerg Că mi se pare foarte frumos Zbor deasupra unui cuib de coach, Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae Domnule, Resivan, un coach însoțește clientul în schimbările pe care acesta încearcă să le facă în, în, viața lui. Există vreo legătură cu ceea ce faceți dumneavoastră? În ce sens, puteți să detaliați un pic întrebarea? Căucii sunt foarte atenți să nu intervină cu soluțiile lor la problema clientului, adică lucrurile sunt întâmplă foarte simplu, vine un client și îi spune problema uh -huh. și să ne gândim pur și simplu ca o discuție simplă între prieteni, nu vine un prieten și îi spune problema și ești foarte tentat să îi dai soluția ta la problema lui. Căuciul începe în momentul în care înveți să taci, să asculti, să creezi un spațiu de liniște în care clientul să-și spună să -și povestea și să o audă el însuși, puțin altfel în acel spațiu um, și suntem foarte atenți să nu intervenim, să nu spunem fă așa că ai rezolvat problema. Um, deci, client, căuciul acompaniază, sunt cuvânt cheie, acompaniază clientul în efortul pe care îl face și mi se pare că e foarte apropiat de ceea ce faceți, adică nu vă ce în viața omului spunându-i dacă nu faci sport o oră pe săptămână mori. Nu, pur și simplu faceți un lucru, oamenii sunt unii atrași, alții mai puțin atrași, dar faceți lucrul ăla, la arătați și așteptați ca oamenii să se manifeste. Absolut, să vină. De la unul să crească la, cum a spus, 200 și poate în viitor câteva mii. Uh. Aveți foarte mare dreptate în ceea ce spuneți, pentru că mai ales în industria asta a sportului sunt foarte mulți antrenori care asta fac, adică atâta știu să facă, să dea cu biciul în oameni, atât cei care lucrează cu copii sau chiar a fost un caz foarte recent dezvăluit de Gazeta Sporturilor cu antrenori care maltratează copiii și le dau ordine și le vorbesc foarte urât. Există cazuri vechi în, în sportul românesc cât și și o zonă foarte mare de trainer de sport, oameni care nu au această capacitate de a înțelege că oamenii sunt diferiți, fiecare om e diferit, nu funcționează aceeași metodă pe fiecare și întotdeauna, dar întotdeauna trebuie să ne adaptăm la context, la contextul de viață al omului. Dacă nu poți să-i spui unui om care nu știu, nu neapărat fizic, că e ok, fizic poate să spunem o hernie de disc și e clar ce n-are voie să facă. Dar poate omul vine după o perioadă de, nu știu, poate a fost deprimat, poate trebuie să știi să vorbești și să-l lași să se desfășoare singur. Trebuie să-i arăți cam ce are de făcut și să-l lași să facă. Pentru că dacă dai cu biciu și metoda asta, din păcate, se întâmplă și în școala românească se întâmplă. Noi, eu îmi dau seama că am trecut printr-o școală extrem de traumatizantă. Dacă copiii mei când eu era avea trece prin ce am pățit eu la școală, aș da de pământ cu profesorii, adică inclusiv violență, ceea ce nu este normal să se întâmple. Trebuie să-i lași pe oameni să se dezvolte. Le spui care sunt uneltele ca să, ca să pescuiască și îi lași să învețe să pescuiască. Nu or să prindă Bibanul din prima, da. or să prindă ceva să mănânce și pe parcurs se vor specializa. În ce, cre în ce fel credeți că efortul fizic, alergarea în sine, pentru că sunt multe momente care practic ești tu cu tine, chiar dacă ești într-un grup de alergători, cumva tot, tot cu tine ești, ajută în dezvoltarea cuiva, în descoperirea propriilor limite, în autocunoaștere. Ce se întâmplă într-un moment de alergare pe o distanță lungă, tu cu tine ca alergător? Care să te ajută să descoperi mai mult? Cred că. Mie mi se pare cel mai frumos lucru din lumea asta când ne dăm seama care sunt limitele noastre cu adevărat. Că cumva. cine vine și spune limita e cerul, cred că minte un pic. Pentru că, clar. E marketabilă. Că... Da, e frumoasă, e marketabilă. Dar ce vorbeam și la început despre setarea unor obiective absolut imposibile. Cred că e chiar frumoasă lupta asta, bătălia pe care o ducem, și asta ne, arat, ne spune foarte multe lucruri despre noi și nu trebuie să câștigi o cursă ca să-ți spună despre tine că ești un luptător. Trebuie să știi că ești cu un pas mai departe decât ai fi putut cu o zi înainte și îți spune deja suficient de multe lucruri despre tine. Personal, mie cele mai bune idei din ultimii 3-4 ani mi-au venit când alergam pentru că cumva reușesc să mă deconectez de tot și să fiu așa parcă când alerg n-am chiar și obiectivele alea irealizabile, par așa un pic că te poți apropia o, te mai apropii, de da, dar poate alți oameni descoperă alte lucruri în, în timpul sportului și asta e frumos că suntem cu toții diferiți și ne descoperim altfel în timpul mișcării Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae mi se pare extraordinar momentul ăla de mică depășire a limite, adică eu nu am făcut sport toată viața mea și la un moment dat, din diverse motive, m-am apucat să fac sport și am încercat să fac niște flotări și am văzut că am făcut trei flotări, dar extraordinar de grele au fost, foarte greu și mi-am seama că acolo sunt, că fac trei flotări și cad jos. <laughs> uh, și a fost o mare victorie pentru mine când am reușit să o fac pe a 4, apoi pe a 5 Dar victoria nu era între 3 și 20, victoria era, astăzi am făcut 4 față de 3 ieri. Mâine am făcut mine, fac 5 în loc de 4. Și tot așa, no, acei no, mici no, pași, no, pași, pași no. acolo simți că depășești limita și depășești limita fizică și psihicul tău depășește niște limite pe care și le-a impus el la nivelul da, lui da, de, da, de psihic. Exact. Și tata îmi zicea exact același lucru, că fă tu trei flotări și refuzam, ziceam, trei flotări le fac oricând, dar nu puteam să le fac, asta era problema am zicea de mult când eram mic, nu eram capabil să le fac și am rămas cu o frică de flotări, abia acum câțiva ani am reușit să pot să fac flotări evident, dar mi-era frică de flotări, ziceam, mă că sigur le fac ce sunt 20 de flotări nu sunt chiar așa de colo. Eu, flotările oricum sunt un exercițiu extrem de complex și dificil, mai ales pentru un începător. Dar ați foarte bine că cred că trebuie cumva să fugim de frica aia pe care o avem de a face primul pas. Exact. Domnule Resevan, ce sfat le-ați dat ascultătorilor noștri care vor să își schimbe și viața, dar nu știu încotro să alerge și, și cum? Cred că ar fi cel mai frumos să încerce să găsească... Ne referim strict la sport sau în general? La sport la... și în general, dacă... Cred că, cred că lumea asta ar fi mai bună dacă oamenii ar face lucrurile pe care le simt cu adevărat și de care se simt atrași cu adevărat decât lucrurile care sunt cool sau care sunt pe trend și... Cred că dacă ei și-ar găsi cu adevărat o pasiune și-ar urma-o, ar fi mult, mult mai fericiți decât momentul în care s-ar afla... Fă, în care s-ar afla fără o pasiune reală. Și cred că dacă faci un lucru cu drag, sunt șanse mult mai mari să iasă ceva bun din el decât dacă faci un lucru doar pentru că vrei să pui o poză pe net cu chestia aia sau. Știți cu siguranță la ce mă refer, exemplele sunt cu nemiluita și suntem într-o societate în care oamenii se validează prin social media, se validează prin. Uh... Prin aprecierea altora, și inclusiv și mie mi se întâmplă să am probleme de genul ăsta, zic, nu te mai falida, fă lucrurile pe care le faci, pentru că trebuie să fie ceva bine. Că dacă nu era bine, venea un om la primul antrenament și la un... acum nu venea decât tot unul. Dar vin mai mulți și mă cert cu mine însă și îmi dau seama că sunt multe lucruri de schimbat, însă. Cum asta cred că e ideea? Să facă oamenii lucrurile. Care măcar le trezesc o mică bucurie Deci îndrăgește ce faci ca să afli cine ești <laughs> Ca, ca să muncești <laughs> mai bine <laughs> Domnule Resivan, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Radu Restivan, omul care și-a schimbat radical viața cu ajutorul sportului și care cum îi învață și pe alții cum să o facă. Mai multe despre el puteți afla la adresa www.321sport.ro Împreună cu Cristian Nicolae vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2 să auziți de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.